Cred că cu toții, fie tineri, fie oameni în vârstă, ne aducem aminte de povestea lui Petre Ispirescu, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Toți știm însă că asta numai o poveste, că nu există tinerețe fără bătrânețe. Chiar dacă și tinerețea și bătrânețea sunt o stare, e ceva relativ, vrem, nu vrem, fiecare din noi îmbătrânim. Una este să te simți bătrân, altceva este realmente să îmbătrânești. Folosim termenul de îmbătrânire la cei care au trecut bine de 40. De exemplu, când vezi un copil, nu îi spui, măi, ai îmbătrânit cu un an, ci spui, ai mai crescut un an. Nu știi de la ce vârstă însă, spui, mă, da, am îmbătrânit. Dragii mei, fiecare din noi, din clipa în care ne naștem, într-un sens, îmbătrânim. Și nu putem face absolut nimic în privința aceasta, dar fiecare din noi alegem cum anume să îmbătrânim. O, știu și aici expresia clasică, e, vreau să îmbătrânesc frumos. Nu, nu frumos la chip, că n-ai cum. Ce vreau să îmbătrânesc, să n-ajung cinic, vreau să îmbătrânesc frumos. E bine, dacă pe mine cineva mă întreabă, Onisim, cum vrei să îmbătrânești? Răspunsul meu este unul biblic. Vreau să îmbătrânesc ca Barzilai. O, cineva care cunoaște Scriptura spune, hei, Oni, la bătrânețe vrei să îmbătrânești și tu bogat? Pentru că, da, Barzilai era foarte bogat. Sau, cineva care cunoaște mai atent Scriptura ar spune, a, ți-ai propus să trăiești măcar până la 80 de ani, că Barzilai era de 80 de ani. Vreau însă astăzi să deschidem Scriptura și vreau să ne uităm la acest personaj, Barzilai, și așa cum spuneau prietenii din Cușcă, cu B de la Brazilia, vreau să ne uităm astăzi la el și să vedem cum anume ar fi deosebit de frumos ca fiecare din noi să îmbătrânim ca și Barzilai. Vă invit să ne ridicăm, deschidem Scriptura în 2 Samuel, capitolul 17, de la versetul 24 și sigur că pe parcurs voi aborda și alte texte. 2 Samuel, capitolul 17, începem citirea cu versetul 24. David ajunsese la Manahaim când a trecut Absalom Iordanul, însoțit de toți bărbații lui Israel. Absalom a pus pe Amasa în fruntea oștirii în locul lui Ioab. Amasa era fiul unui om numit Itra, israelitul, care intrase la Abigail, fata lui Nahaș, și sora Țeruiei, mama lui Ioab. Israel și Absalom au tăbărât în țara Galadului. Când a ajuns David la Mahanaim, Șobi, fiul lui Nahaș, din Raba, fiilor lui Amon, Machir, fiul lui Amiel din Lodebar, și Barzilai Galaditul din Rogelim, au adus paturi, lighene, vase de pământ, grâu, ors, făină, grâu prăjit, bob, linte, uscături, miere, unt, oi și brânză de vacă. Au adus aceste lucruri lui David și poporului care era cu el ca să mănânce, căci ziceau, poporul acesta trebuie să fie suferit de foame, de oboseală, de sete, în pustiu. Amin. Haideți să stăm înaintea cuvântului. Doamne, dacă astăzi suntem în viață, e harul și binecuvântarea Ta. Mulțumim pentru darul vieții.
Mulțumim pentru mintea limpede pe care mi-o dai, mulțumim pentru Scriptură, mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, cel care mereu și mereu ia din ce este al Tău și ne descoperă. Mă rog astăzi, lucrarea Duhului Tău cel Sfânt, prin cuvântul Tău, să fie desăvârșită în fiecare inimă. Doamne, mă rog să ai un cuvânt pentru fiecare, tineri și în vârstă. Și vreau să-ți culegi slava din locul acesta. Doar Tu o meriți. Dă-mi și mie pricepere în mânuirea cuvântului. Vreau să nu ies în evidență, ci vreau ca Duhul Tău cel Sfânt să mă umbrească și pe mine. Îți cerem să lucrez și toate acestea pentru slava și onoarea numelui Tău. Amin. Vă rog să ocupați loc. Ca să înțelegem mai bine frumusețea acestui personaj, trebuie să înțelegem că în întreaga carte a lui Samuel, personajul central pe care lumina Duhului lui Dumnezeu o urmărește ca un reflector e David. David aici este în poate cel mai dificil moment al vieții sale. Trebuia să fugă de Absalom, inima poporului deja se lipise de Absalom și o să vă citesc doar două versete din Samuel 15, versetul 13, cuvântul spune: inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom. Versetul 30, David a suit dealul măslinilor, suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale, și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând. În cel mai dificil moment al lui David, Duhul lui Dumnezeu, cel care a inspirat Scripturile, parcă ia reflectorul și pentru câteva momente ne-l pune în lumină pe Barzilai. În dimineața aceasta vreau să ne uităm în Scriptură și vreau să găsim răspuns la această întrebare. De ce trebuie și e frumos să îmbătrânești ca și Barzilai? Primul răspuns. Vreau să îmbătrânesc ca și Barzilai, împlinind și îngrijind de nevoile celorlalți. Barzilai apare pe scenă, dacă vreți, într-un moment în care intuitiv înțelege o nevoie potențială și vine în întâmpinarea ei pentru că vrea să împlinească nevoile altora cu tot ceea ce Dumnezeu i-a dat lui. Nu i-a cerut absolut nimeni. Cuvântul ne spune foarte atent, poporul acesta trebuie să fi suferit de foame. Și ceea ce vreau să înțelegem este că un om ca și Barzilai știe să intuiască o nevoie. Câteva elemente pe care vreau să le punctez în jurul acestei idei. Mai întâi, locul special ales nu-i la întâmplare, e Mahanaim. Cu 1000 și ceva de ani în urmă, un alt om care era la strâmtoare, Iacov, tăbărăște în locul acesta și atunci Scriptura ne spune că îngerii lui Dumnezeu au tăbărât acolo și l-au întărit. De data aceasta, un alt om la strâmtoare are nevoie și el de cineva să-l întărească. Și Dumnezeu nu trimite îngeri, ci Dumnezeu trimite oameni. Și, dragii mei, când vrei să depinzi de Dumnezeu și când recunoști că ai nevoia intervenției lui Dumnezeu, nu-i dicta cum anume să o facă. Dumnezeu poate trimite îngeri, dar de cele mai multe ori trimite oameni. De asemenea, extrem de important când ne uităm la gestul acesta, la dorința și preocuparea lui Barzilai de a împlini nevoia altora. Să înțelegeți în ce moment
se întâmplă în lucrul acesta. Ne uităm și, sigur, la o citire superficială am putea spune și, păi la bogăția lui să aduci câteva lighene, paturi de mâncare, era absolut normal. Nu știm exact câți erau cei care îl însoțeau pe David, pentru că una este să aduci de mâncare și hrană la câțiva și alta este să vezi că ai de-a face cu o tabără. Dar dincolo de cantitatea ajutorului, vă rog să vă uitați la momentul când vine ajutorul. Orice asociere cu David însemna un potențial pericol. Te vulnerabilizai pe tine arătându-te aproape de David. Nu uitați că Absalom cucerise inima poporului, el era pe val și David era gata să se retragă. Și cine se asocia cu David risca să aibă același sfârșit ca și el. Dragii mei, sunt momente în viață când nu câștigi nimic dacă te asociezi cu cineva. Dar aici strălucește Barzilai. E omul care îngrijește de altul când n-are nimic de câștigat, ci doar de pierdut. Dragii mei, în anumite situații, dintr-o anumită bunătate poți să dăruiești, poți să îngrijești, poți să porți de grijă, dar e mai greu să stai lângă cineva care a falimentat. Cineva căruia puteai să-i spui așa trebuie și să scoți dosarul tuturor greșelilor lui David, ți-ai făcut-o cu mâna ta, David, sau spui, las toate astea deoparte, stau alături și îngrijesc de nevoile celuilalt cu tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Dragii mei, în ce mă privește? Vreau să îmbătrânesc îngrijind de nevoile altora și vreau să rămân loial și celor care au falimentat în viață și celor care le-aș putea arăta cu degetul. Mai uitați-vă un lucru. Când vine vorba să vină în întâmpinarea acestor nevoi, ai un verset întreg în care ți se vorbește în detaliu de felul în care Barzilai a căutat să îngrijească. Ai nevoia de hrană, ai nevoia de somn, nevoia de curăție, ai nevoie de acel plus în care să fie mai mult decât stricta împlinirea nevoilor. Eu cred că în lista hranei pe care Barzilai a adus-o, nu ne-a dat o indicație cu privire la dieta ideală, deși un nutriționist ar putea să găsească beneficii în lista asta, ci cred mai degrabă că minuțiozitatea cu care Duhul lui Dumnezeu a lăsat această listă în Scriptură este ca să arate că tot ceea ce trebuie să facem, trebuie să facem cu dragoste. Am spus întotdeauna, darurile ne reprezintă pe noi. O să vă dau un exemplu, sper să-l înțeleagă corect fiecare. Cumpăram alimente pentru Ucraina de la un hipermarket. Erau și câțiva ucraineni împreună cu mine, i-am lăsat să-și aleagă cam ce-or vrut ei. Și când am ajuns la casă, caserița s-a uitat în lucrurile pe care le-am pus pe banda rulantă, a ridicat un kilogram de cafea și a spus, domnule, dumneavoastră știți că ăsta e cea mai scumpă cafea pe care o avem? Chiar de asta au nevoie ucrainenii? Și am prins momentul și a spus, Doamne, noi nu ne gândim la ucrainieni când dăm.
Dumnezeul nostru merită cea mai bună cafea. O trecut repede mai departe și m-a lăsat în pace. Dragii mei, una este să îngrijești de nevoile altora și altceva este să pui acel plus, să prăjești un pic boabele, să spui, mă, poate că nu le place boabele de grâu, lasă că pun linte. Și dacă nu le place lintea, pun unt. Și dacă nu le place untul, pun brânza de vacă. Dragii mei, când vrei să îngrijești de altul, fă-o ca pentru Domnul. Vreau să îmbătrânesc îngrijind de nevoile altora cu tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu. În al doilea rând, întoarcem acum în capitolul 19 și suntem într-un alt moment în viața lui David. În capitolul 18 e bătălia pe care până la urmă el și oamenii lui o câștigă, cel mai probabil și din pricina ajutorului pe care l-a primit de la Barzilai în hrană și în odihnă, refacerea trupelor. Absalom moare și inima oamenilor revine în poziția inițială. Îl descoperim pe David pregătit să se întoarcă înapoi la Ierusalim. Și vă rog să mă urmăriți în citirea cuvântului, 2 Samuel, capitolul 19, versetul 31. Barzilai Galaditul s-a coborât din Roghelim și a trecut Iordanul împreună cu împăratul, ca să-l petreacă până dincolo de Iordan. Barzilai era foarte bătrân, în vârstă de 80 de ani, el îngrijise de împărat în timpul șederii lui la Mannheim, căci era un om foarte bogat. Dragii mei, nu mai aflăm nimic despre ceilalți doi, nu creăm un clasament al care cât ajută, doar descoperim un detaliu și anume că Barzilai este omul care vrea să înțeleagă pe celălalt, să îl însoțească pe cel care umblă cu Dumnezeu. Una este nevoia fizică și cu totul altceva e nevoia spirituală a însoțirii și a înțelegerii. Și ceea ce îmi place la Barzilai și e lecția pe care vreau să iau pentru mine, este vreau să îmbătrânesc înțelegându-i pe cei care umblă cu Dumnezeu. Termenul pe care vreau să-l descoperiți în Scriptură este ca să-l petreacă. A parcurs un drum, i-a venit în întâmpinare doar ca să-l petreacă. Nu mai era nevoie de lighene, nu mai era nevoie de linte, nu mai era nevoie de nimic din ceea ce ține de trup. Dar Barzilai este omul care știe că omul are nevoi dincolo de nevoile materiale. Dragii mei, adânc în fiecare din noi există această dorință de a fi înțeleși de ceilalți. Nu poți să-l înțelegi pe celălalt dacă doar te intersectezi cu el. Știți, într-o zi te intersectezi cu multă lume. M-am întâlnit cu cutare. Nu, poți afla câte ceva dintr-o simplă întâlnire. Dar dacă vrei să înțelegi pe cineva, trebuie să te însoțești împreună cu el o bucată de drum. Barzilai este omul care a înțeles valoarea a ceea ce înseamnă doi oameni să se învoiască să meargă pe același drum. Și vă spun, nu doar David, ci fiecare din noi ne trăim propria noastră însingurare. Și avem nevoie de oameni ca și Barzilai care să ne iasă înainte, să ne arate că ne înțeleg și să se însoțească cu noi în drumul vieții noastre.
Mi se pare că după capitolul 18 și după biruința și după refacerea împărăției, lucrurile mergeau de minune pentru David. Nu uitați că ecoul strigătului lui David: o, fiul meu Absalom! N-avea cum să se estompeze. David avea propriile lui răni. Și când Barzilai a pășit alături de el, poate că le-o fi discutat, dar vă spun sigur, David a înțeles prietenia lui Barzilai, că ea trece dincolo de lighean și linde, ci o prietenie care se lipește de sufletul celuilalt și care vrea să arate această însoțire, această înțelegere, această prietenie, acest mod de a păși alături. Dragii mei, e atâta încurajare atunci când vezi că cineva pășește alături de tine. Că Dumnezeu ne spune în Scriptură: mai bine doi decât unul, că dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe celălalt. Noi toți știm valoarea a ceea ce înseamnă să simțim că suntem înțeleși de ceilalți. Că avem nevoie să ne însoțim unii cu alții, că cel care umblă cu Dumnezeu rare ori e lăsat să umble singur. Dar fiecare ne este mai comod să intrăm în carapacea noastră. Dezamăgiți din experiențe anterioare, comunicăm că mergem noi pe cale, știm noi. Dacă ești chemat să fii un Barzilai, uită-te în dreapta și în stânga și întreabă-te: eu pe cine ar trebui să înțeleg? Și ce e ciudat? Pentru că de regulă la bătrânețe te aștepți ca alții să te înțeleagă pe tine. Și vă spun sincer, așa e. Dar aici nu vorbim de o trăsătură care vine cu vârsta, nu, vine cu educația, cu spiritualitatea, cu înțelegerea adevărului. Da, chiar dacă ai aștepta ca alții să te înțeleagă pe tine, pune-te tu în postura lor și caută să-i înțelegi tu, însoțește-te cu ei. Și așa de important că oamenii care vor să-i înțeleagă pe alții, întotdeauna să știți că nu o să fie singuri. În al treilea rând, ne uităm la un alt lucru extraordinar în viața lui Barzilai și vi-l citesc. De la versetul 33, împăratul a zis lui Barzilai: vino cu mine și te voi hrăni la mine în Ierusalim. Dar Barzilai a răspuns împăratului: câți ani voi mai trăi ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? Eu sunt astăzi în vârstă de 80 de ani. Pot eu să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru ce mănâncă și bea? Pot eu să mai aud glasul cântăreților și cântărețelor? Și pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu împăratul? Robul tău va merge puțin dincolo de Iordan cu împăratul. De altfel, pentru ce mi-ar face împăratul această binefacere? Să se întoarcă robul tău și să mor în cetatea mea, lângă mormântul tatălui meu și mamei mele. Dar, iată, robul tău, Kimham, va trece cu împăratul domnul meu. Fă ce vei crede pentru el. Împăratul a zis lui Kimham, Kimham să treacă împreună cu mine și voi face pentru el ce vei vrea. Tot ce vei dori de la mine, îi voi da. Dragii mei, e o ofertă pentru Barzilai, am spune, lifetime. Adică te relochezi și stai în Ierusalim, nu într-o cocioabă, ci stai în fiecare zi la masa împăratului.
Ce ocazie? Instinctul nostru ne spune, cu ocazia asta, cu șansa asta, nu te mai întâlnești niciodată. Și cu toate acestea, Barzilai spune, nu mă ispiti, sună foarte bine, dar nu e mai pentru mine. Și aici e lecția. Vreau să îmbătrânesc, încurajându-i pe alții, promovându-i pe alții în lucrarea lui Dumnezeu. Barzilai spune, nu, eu sunt prea bătrân. Și ai spune, Barzilai, te uiți numai la anii tăi? Ascultați replica lui. Cât voi mai trăi eu? Barzilai nu este omul care trăiește în trecut, ci Barzilai spune, pentru mine, cât mai am de trăit, e mai puțin decât am trăit. Vreau să mă pregătesc pentru asta, nu mă ispiti cu masa împăratului. Dar am lângă mine pe Kim Ham. Fă ce vei crede pentru el. Știu că unii ar putea să spună, ăsta e nepotism. L-a împins pe Kim Ham. Nu, Barzilai spune simplu, fă ce vei crede pentru el. Și vreau să vă uitați frumusețea cu care David spune, fac ce vrei pentru el, și Barzilai spune, fă ce vrei pentru Kim Ham. Doi oameni se învoiesc împreună ca să promoveze o altă generație. Vă spun în modul cel mai sincer. Vreau să îmbătrânesc, încurajându-i pe alții. Vreau să mă uit în preajma mea și să pot să văd un Kim Ham în cei care vin după mine. Și vreau să încurajez să se pună în slujba Domnului și să meargă pe mâna Domnului și eu la rândul meu să spun să facă ce va vrea el. Dar, dragii mei, e așa de frumos să vezi cum în împărăția lui Dumnezeu, în desfășurarea planurilor lui Dumnezeu, fiecare slujește la rândul generației lui. Și când vine vremea unui transfer de generații, oamenii care au înțeles lucrul acesta, oameni de tipul Barzilai care se uită și îl văd pe Kim Ham, sunt oamenii care îmbătrânesc liniștiți, pentru că i-au încurajat pe alții. Dragii mei, lucrul acesta pare cu atât mai neobișnuit, cu cât trebuie să o recunosc, în anii bătrâneții ai senzația că nimeni nu te poate înlocui, că ești indispensabil, că până la urmă ți se cuvine, că dacă ești Barzilai și ai șansa asta, merită să o puc. Și Kim Ham, într-o parte sau în alta, e lipsit de sprijinul și susținerea pe care un Barzilai ar trebui să o ofere. O să închei cu un alt text din Scriptură. Deschideți, vă rog, în 1 Împărați, capitolul 2, versetul 7. Suntem la sfârșitul vieții lui David. Știa că foarte curând va pleca din lumea aceasta. Îi dă ultimele instrucțiuni lui Solomon și din totalul oamenilor cu care David a avut de a face într-o viață, din numărul larg al celor care i-au marcat viața lui David, ascultați ce spune Scriptura. 1 Împărați 2:7. Să te porți cu bunăvoință cu fiii lui Barzilai, Galaditul,
și ei să mănânce la masă cu tine. Căci tot așa s-au purtat și ei cu mine, ieșindu-mi înainte, când fugeam de fratele tău Absalom. Cu alte cuvinte spune David, nu voi putea uita toată viața. Că într-un moment cheie al vieții mele, când eram pe muchie, când, deși urcam dealul, eram în vale, Barzilai mi-a ieșit înainte. Și lecția pe care vreau să vă spun este aceasta. Cea mai mare binecuvântare pe care pot să o lași generațiilor care vin după tine este să fii ca Barzilai. Și dragii mei, fiii lui Barzilai au cules beneficiu unui tată care a știut să îmbătrânească frumos. Într-un sens, fiecare din noi decidem felul în care oamenii își vor aduce aminte de noi. Rețineți! Fiecare din noi decidem felul în care vrem ca oamenii să-și aducă aminte de noi. Barzilai îmi spune, vreau ca oamenii să-și aducă aminte de mine ca unul care am îngrijit de alții. Vreau ca oamenii să-și aducă aminte de mine ca unul care i-am înțeles pe alții. Și vreau ca oamenii să-și aducă aminte de mine ca un om care am încurajat pe alții. Amin.
what's in your heart.